fiecare are un nivel diferit și o capacitate diferită de a suporta niște lucruri, de a suporta durerea unui tatuaj. Eu, de exemplu, suport. Îndur destul de mult. Și dacă traversăm puțin pe domeniul ăsta al iubirii, atunci când iubești, descoperi că ai o toleranță și că poți să suporți niște lucruri de care nu te-ai fi știut capabil. Sunt lucruri poate peste care nu ai fi trecut cu vederea, dar o faci. Pentru că nu prea se limite. Cam despre asta e vorba. Nu sunt limite, așa. Nu-ți pune nici netul limite. Deși vrea asta, uite, iarăși citesc, mai dau peste tot soiul de articole în care dragostea durează 3 ani, trebuie să faci nu știu ce ca să, pentru o relație perfectă. Dar cine a spus, domne, că există o relație perfectă? Nu există relație perfectă, Dumnezeu. Perfectă și nici vă vreți o relație perfectă. De ce să nu ne vrem o relație perfectă? Pentru că, în primul rând, asta cu perfecțiunea nu există. Nu o să găsești niciodată omul ăla care să îți satisfacă toate cerințele de pe listă, știi, să zici, uite, e super bifat, e deștept bifat, e cu minte bifat, e și spontan bifat, e și dur bifat, e și romantic. Nu o să le întrunească niciodată pe toate. Partea interesantă a unei relații este că din tot caruselul ăsta de evenimente și alea care te aduc pe culmile fericirii și le trăiești cu intensitate maximă și toate certurile, învățați împreună. Și cam așa poți să construiești o relație, dar niciodată nu o să fie perfectă. Adică am zis că n-o să vrei să fie perfectă, pentru că la un moment dat o să te întreb, bune, am ajuns aici și ce facem? Unde? Ce se întâmplă de aici? Nu, important e tot timpul să evoluați împreună, să, nu știu, să zic, minusurile pe care le descoperiți unul la celălalt. Pentru că, iarăși, nu suntem perfecți, da? Nu, o să, la un moment dat, după ceva timp, o să începem să vedem și, să zic așa, dezavantajele. Nu o să mai fie tot așa minunat, nu o să mai fie cea mai frumoasă, nu o să mai fie cel mai frumos, dar o să, când o să treacă îndrăgosteala aia de început, o să se așează alte sentimente. Că vrei să îți dai seama că omul ăsta e mișto și continui să învăț de la el și m-a ajutat să evoluez, m-a ajutat să trec peste niște lucruri. Și despre asta e vorba.